Investițiile pe anul 2010 pentru Comuna Coroieni se ridică la valoarea de 6 milioane de euro, iar proiectele sunt cuprinse în programul de finanțări deschise. Avem în prima fază amenajarea cursului Văi Vălenie-Lăpușului prin fondul de mediu, cu finanțare de la fondul de mediu. Avem introducerea apei potabile în toată comuna, respectiv toate satele sunt cuprinse într-un program. Avem finalizarea lucrărilor la sediu de primărie, avem împietruire și asfaltarea unui drum comunal ce face legătura între satul Coroieni, respectiv comuna Coroieni, și satul Vima Mare, aparținător comunei Vima Mică. Anul acesta vor începe lucrările și la asfaltarea unui drum de aproximativ 2,5 km, care face legătura între drumul județean și Mănăstirea Sfântul Ilie, un locaș de cult care se află în vârful unui deal. Mai avem asfaltarea unui drum care face legătura tot între drumul județean și biserica din satul Vălenie, ea fiind situat pe o coamă de deal. Avem finalizarea lucrărilor la Căminul Cultural, șantier început, este ce vă spun acum, toate șantierele sunt începute și cu finanțarea noastră, bineînțeles, finalizarea lucrărilor la Căminul Cultural Vălenie-Lăpușului. Vor începe lucrările de amenajare și reabilitare a căminilor culturale din satul Drăghia și Baba. De asemenea, vor continua lucrările de aducțiune cu apă și captare de izvoare pentru satele Coroieni, Drăghia și Baba. Pe lângă toate aceste lucrări demarate deja, mai sunt și altele care se află în fază de proiect, și anume amenajarea unui parc în centrul satului Coroieni și construcția unui cămin de bătrâni cu 47 de locuri.